Particularități ale organelor de simț la vertebrate. Particularități ale vederii. Resurse educaționale pentru clasa 7-a. Rechinii prezintă ochi dispuși lateral, iar peștii cartilaginoși turtiți, de tipul rândunicii de mare sau vulpii de mare, au dispoziție dorsală. Cornea la pești este aplatizată anterior, iar cristalinul este sferic și rigid. Peștii nu văd la distanțe mari. Sunt miopi. Roaștele cu coadă, de tipul salamandrei și tritonului, prezintă ploape scurte și imobile, iar broaștele fără coadă au ochii foarte mari comparativ cu dimensiunile corpului. Unii amfibieni nu prezintă nici ploape și nici glande. Broasca râioasă are ploapa inferioară transparentă, iar cea superioară este fixă și opacă. Reptilele prezintă vedere cromatică excelentă, disting și formele geometrice și pot vedea atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții. Broaștele țestoase prezintă ochi dispuși lateral, ochi ce realizează mișcări limitate și independente. Majoritatea au vedere diurnă, însă există și specii de țestoase cu vedere crepusculară și nocturnă. Ploapele pot acoperi complet partea anterioară a globului ocular prin închidere. Glandele lacrimale sunt foarte dezvoltate la broaștele țestoase mari. La șerpi și șopârle, ploapa inferioară poate avea centrul transparent. Așadar, pot vedea cu ochii închiși. Șerpii prezintă receptori speciali pentru infraroșu, receptori care nu se regăsesc la majoritatea animalelor. Radiațiile infraroșii sunt produse de animalele cu sânge cald și de aceea acești receptori îi ajută pe șerpi să-și detecteze cu ușurință prada. Simțul vizual la păsări este cel mai dezvoltat din lumea vertebratelor. Sensibilitatea vizuală este de o acuitate remarcabilă și prin precizie și prin rapiditatea funcționării retinei. Ochii sunt dispuși lateral sau latero-anterior la păsările diurne, acestea vânând în zbor cu mare viteză, iar la cele nocturne sunt plasați anterior pe craniu. Retina păsărilor prezintă două zone de acuitate vizuală maximă. La bovniță, ochiul capătă aspect de telescop. Anexele ochiului sunt ploapele fără gene. Clipesc cu ploapa inferioară, iar cucuveaua și pițigoiul clipesc cu ploapa superioară. La mamifere, pupila poate avea diferite forme. Circulară la lemurieni, la mamiferele insectivore, rozătoare, la echidnă, elefant sau liliac. Ca o fantă verticală, la pisici și la foci. Ca o fantă orizontală, la cetacei și hipopotami. Sau în formă de cruce, la delfin. Unele mamifere, precum taurii, nu au vedere cromatică. Văd alb-negru. Ei sunt atrași de fapt de mișcarea pânzei cu care sunt provocați în timpul coridelor și nu de culoarea roșie a pânzei.